Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim în sfârșit despre noul parfum de la Lancôme, La Noi Trezor Fleur de Nuit, lansat chiar anul acesta. Vă spuneam în wishlist că este parfumul care m-a atras cel mai mult dintre lansările de anul acesta, pentru că îmi place foarte mult originalul pe care eu îl am aici. O să vorbim puțin și prin comparație, pentru că fiind originalul, multă lume îl iubește, multă lume îl are în colecție, cumva să aveți un reper. Și am făcut eu rost de acest parfum, pentru că fiind un parfum nou și fiind de la Lancôme și foarte cunoscut, fetele pe Facebook au fost curioase să-l testeze, așa că s-au făcut splituri și am cumpărat și un decan de 10 ml. Bineînțeles că parfumul a apărut pe lancome.ro, așa l-au cumpărat și fetele, și se găsește și la un preț destul de mare acum, iar eu v-am spus că îmi doresc foarte mult să testez parfumuri și mai ales îmi doresc să nu mai cumpăr prea multe parfumuri blind. Da, așa că l-am cumpărat pe acesta și să știți că am așteptări destul de mari. Aveam așteptări destul de mari de la acest parfum și o să vă spun cum mi se pare mie. Dar m-a atras foarte mult la el și cred că și pe voi v-au atras notele și mai ales baza aceea cu frișcă și macchiato. Arată foarte bine compoziția și pe cine nu ar atrage. Da, după cum vedeți, are mai puține note decât are originalul. În acesta regăsim în bază praline, regăsim caramel, licii, vanilie, tămâie. Adică are niște note care cu siguranță ajută foarte mult la intensitate și persistență. Găsim și cafea, lemn dulce cu marină, papirus, adică are în bază foarte, foarte multe note acesta, pe când cel nou, Fleur de Nuit, are doar patchouli, frișcă și macchiato. Și haideți să vedem cum miroase, o să-l pulverizez și o să vă spun exact ce simt. Eu l-am testat, l-am analizat, l-am comparat cu celălalt. Chiar peste noapte l-am dat pe unul pe o mână, pe celălalt pe mâna cealaltă și am vrut să văd peste noapte, să văd a doua zi cum îl simt la intensitate, la persistență, pentru că pe acesta îl cunosc destul de bine și știu cum se dezvoltă. Dar am vrut să văd cum se dezvoltă și acesta și cum rămâne a doua zi, cât de puternic sau nu. Da, trebuie să vă menționez faptul că de prima dată când l-am folosit, mi-am dat seama că nu sunt dispusă acum să dau atâția bani pe el. Este un parfum frumos. Se deschide dulce, direct dulce, floral dulce. Îmi dau seama că simt florile acelea în combinație cu ceva gurmand, dar nu foarte intens, nu prea bine definit, nici florile nu sunt prea bine definite, se simte o tuberoză, dar cumva este un mix de flori cu ceva gurmand. Per total așa, dar pe când în deschidere eu simt în original, simt acel trandafir foarte afumat cumva. Simt un trandafir afumat. Mie îmi place La Noi Trezor pentru baza lui, deci parfumul acesta când se usucă, se dezvoltă foarte frumos pe o perioadă îndelungată și îmi place foarte mult acea bază dulce, gurmandă, caramelicioasă, cu caramel pralină, combinația aceea de caramel pralină, cafea, deci din start vă spun că acesta este un parfum mult mai complex decât noul Fleur de Nuit. Pe Fleur de Nuit l-aș vedea așa, un parfum dulce, feminin, purtabil. Da, nu îl văd un parfum complex, mi se pare un parfum destul de simpluț și destul de liniar, sincer. Miroase bine, deci parfumul miroase foarte bine. Haideți să trecem și la baza acestui parfum și să vorbim puțin despre macchiato și frișcă. Dacă nu știam că parfumul acesta are macchiato în note, nu îmi dădeam seama că are. Adică mă gândeam la ceva cafea, ceva mai
lactonic, cafea cu lapte poate, dar nu. Nu simt nicio cafea cu lapte. Simt ceva gurmand, o frișcă, dar nu vă gândiți la o frișcă pufoasă și dulce și foarte intensă. Mai degrabă este o dulceață pe care o oferă. Macchiato chiar nu simt. Nu, eu nu îmi dau seama cum ar trebui să simt treaba asta. V-am zis că eu mă așteptam la o cafea cu lapte sau ceva mai lactonic, ceva cafelicios. Am văzut că pe Fragrantica este dus în zona lui Black Opium, însă nu mi se pare. Oricum, Black Opium mi se pare mult mai intens. Și dacă tot am ajuns la intensitate, haideți să vorbim puțin despre intensitate, despre persistență. L-am comparat cu acest original, la Nui Trezor, pentru că eu pe acesta îl ador, tocmai pentru că se dezvoltă frumos și baza aceea, eu o simt pe mine toată ziua, radiază, îl simt în aer, este un parfum care cu siguranță primește complimente, dar Fleur de Nuit mi se pare că rămâne la nivelul pielii. Nu este intens încă de la început, deci încă de la început nu pot să zic că mă înconjoară așa o bulă de Fleur de Nuit și îl miros foarte bine, nu. Persistă bine, îl simt chiar și a doua zi pe piele, însă l-am purtat în casă, l-am purtat afară, am ieșit, a bătut vânt, mai ales atunci când adie vântul ușor, parfumul pe care îl porți îl simți în aer și se simte foarte frumos. Ei bine, nu l-am simțit pe acesta, nu l-am simțit în aer, da, l-am simțit pe piele, dacă mi-am mirosit mâna, l-am simțit pe piele, însă nu l-am simțit în aer. Acum depinde și de piele, nu știu ce să zic, de pH-ul pielii, dar pe mine oricum nu mă interesează să mă miros ca să simt parfumul, eu vreau să îl simt în aer, vreau să îl simt mai mult timp, iar în cazul acesta nu am simțit parfumul așa cum trebuie. Din punctul meu de vedere, pentru mine este un parfum care rămâne la nivelul pielii, este un parfum mult mai potolit decât acesta, este un parfum floral, dulce, ușor gurmand, să zic așa, pentru că eu nu pot să spun că simt ceva mâncabil acolo, delicios, nu. Deci originalul este mult mai complex și mult mai pe placul meu, iar acesta este un parfum frumos, un parfum ușor, un parfum pentru persoanele care nu suportă parfumurile prea dulci, feminin, eleganțel, plăcut, drăguț, dar cam atât. Și mi se pare oricum prețul foarte mare în această perioadă, pentru că este nou lansat și este și normal să aibă un preț mai mare. Am văzut că este ediție limitată, deci nu știu dacă o să fie mereu pe piață sau cât o să fie, dar momentan prețul oricum este, din punctul meu de vedere, mult prea mare pentru ce îmi spune mie acest parfum. Aș putea să spun că este un parfum frumos, dar că nu are prea multă personalitate. Da, cam astea sunt părerile mele despre noul Fleur de Nuit, la Nui Trezor Fleur de Nuit de la Lancôme. Eu sunt curioasă dacă l-ați testat și voi și ce părere aveți despre el. Acum, parfumul este posibil ca pe alte persoane să persiste mai bine sau poate alte persoane îl percepă altfel. V-am spus, este un parfum foarte plăcut, însă aveam așteptări mai mari de la el, eu. Automat l-am comparat cu originalul pentru că pe acesta îl am și mi se pare mult mai bun și mult mai complex și mult mai pe placul meu originalul, așa că, da, rămâne pe o listă acolo undeva, poate vreodată va intra în colecția mea, dar momentan nu este un must have pentru mine. Și pentru că astăzi am primit o comandă și am descoperit un parfum nou,
Am vrut neapărat să vă spun și vouă în acest video despre el, chiar dacă aici am făcut o recenzie pentru Flori de Nui, dar am descoperit un parfum care seamănă foarte bine cu Casablanca. Foarte bine, seamănă bine de tot. Căutam o alternativă pentru Casablanca și una mai ieftină dacă se putea și da, am descoperit una mai ieftină pentru că acesta este parfumul care seamănă cu Casablanca. Am dat o comandă pe Dubai Collection și să vă zic și cum am descoperit eu că acesta seamănă cu Casablanca. Este un parfum inspirat de Arabian Oud Solid. Am căutat recenzii despre Arabian Oud Solid și am căutat recenzii și pe Fragrantica și acolo am descoperit că multă lume spune că acesta seamănă cu Casablanca, acesta fiind un parfum mult mai scump și decât Casablanca. Parcă așa am înțeles eu. Și acesta are ca și note mandarină, acord fructat, acord floral, mosc, vanilie și cedru, dar este un parfum fructat și dulce, caramelicios așa, la fel cum miroase și Casablanca, miroase și acesta. Cum a ajuns parfumul la mine, imediat l-am dat pe mână și da, l-am primit astăzi, dar mi se pare că la intensitate stă cam la fel ca Mojo, un parfum de care eu sunt foarte mulțumită, pentru 80 de lei cât costă, sunt super mulțumită de el și ați văzut că parfumul este deja jumătate consumat. Dia, vedeți cum vin parfumurile de la Twins, chiar voiam să vă zic că pe site-ul Twins Paris, de acolo din Franța, unde sunt ele făcute, sunt mult mai scumpe decât se găsesc pe Dubai Collection. Și puteți să folosiți și codul meu CC05, aveți și 5% discount dacă îl folosiți pe Dubai Collection și da, are o cutie de foarte bună calitate, v-am mai zis că apreciez ambalajele frumoase și bune și de fiecare dată vă spun asta și atunci când nu-mi plac, la fel vă spun. Da, iese mai greu. Sticluța arată ca și Mojo, doar că are numele acesta Dia și are și căpăcelul pe magnet. Deci au o calitate super bună parfumurile pentru 80 de lei. Deci chiar vreau să mai îmi cumpăr și altele de la Twins pentru că nu știu cât timp se vor mai găsi pe Dubai Collection și vreau să le am. Și da, eu zic că este o variantă foarte bună pentru Casablanca, mai ales că acela s-a scumpit foarte mult. Și dacă vreți un parfum dulce, vanilat, fructat, foarte, foarte plăcut. Îmi place foarte mult că sunt așa curățele, nu au nimic deranjant în ele. Miros bine, nu miros a parfumuri ieftine, nu miros... Mi se pare că au o calitate foarte bună pentru prețul pe care îl au. Asta vreau să spun. Da, cam asta este pentru astăzi. O să mai revin asupra parfumurilor de la Twins, de pe Dubai Collection, o să mai vedeți și altele pentru că vreau să mai cumpăr parfumul din acestea și să mai testez, îmi plac foarte, foarte mult și am fost atât de încântată de parfumul acesta și că am descoperit o variantă mai accesibilă de Casablanca de la Swiss Arabian, încât am zis că vi-l arăt în clipul acesta, deși nu aveam de gând, voiam să fac un clip separat sau oricum aveam de gând să fac o recenzie, a ieșit un video mai lung, în ultima perioadă nu prea reușesc să mai fac clipuri scurte, sper că vă plac, sper că vă bucurați, sper că vă inspiră și că nu vă plictisesc, asta contează. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, noi ne vedem în curând cu un video nou, pe mine mă găsiți și pe Instagram, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, mă găsiți pe Instagram, pe contul cu parfumuri, pe contul personal. După cum ați văzut, am început să postez și eu mai des și sper să mă țină treaba asta și să reușesc să postez așa la 2-3 zile. Așa că noi ne vedem peste 2-3 zile. V-am pupat! Pa, pa! You're